Acest video este sponsorizat de youtubekey.com. Pe acest site puteți cumpăra chei și licențe pentru PC, Xbox și PlayStation. Puteți găsi de asemenea licențe de Windows 10 Pro și Office 2019 la prețuri foarte bune și pentru o reducere în plus de 24% puteți folosi cuponul de reducere TG1 la checkout. Pentru Windows 10 Home și Office 2016 puteți folosi cuponul de reducere TG2 pentru 15% reducere. Toate linkurile, precum și cuponul de reducere, vor fi în descriere. Haideți să trecem la video. Vă salut, prieteni, și bine ați venit pe canal Tutoriale Gratuite. Astăzi o să facem un video mai interesant și anume, pentru că am văzut că e foarte la modă ideea asta de video, vom căuta pe TikTok trucuri Windows și le vom încerca, bineînțeles, într-o mașină virtuală pentru a vedea dacă merită făcute sau nu. Am văzut ultima perioadă că pe YouTube se fac foarte multe clipuri de genul ăsta, încercăm tot felul de chestii de pe TikTok. Mai am zis, hai să vedem, facem și noi un clip din ăsta pentru că am primit câteva sugestii și de la voi. Hai să încercăm să facem și treaba asta. Dacă vă place ideea asta și vreți să facem din ea o miniserie, puteți să stați acolo cât mai multe like-uri și facem, de ce nu? Deci cum o să meargă acest video? Pur și simplu intrăm pe TikTok, căutăm trucuri, vedem ce e mai interesant și acele trucuri le testăm și vedem și îmi spun și părerea mea dacă vă recomand să le încercați sau nu. Deci, hai să trecem la treabă. Așa că nu rămâne acum decât să deschidem aplicația, căutăm aici trucuri Windows și vedem ce putem găsi și ce putem testa, după cum am zis. Da, ăsta e un truc interesant, îl știam, îl și folosesc pe sistemul meu principal. Practic toată ideea care e, dai click dreapta pe taskbar, mergi la toolbar și activezi links, dai click dreapta și debifezi loc de taskbar ca să poți trage chestiile unde vrei tu și tragi linkurile aici în stânga de tot. Hai să scoatem de asemenea și butonul de la Cortana și acum bineînțeles click dreapta acolo, debifezi show tile și poți să tragi aici iconurile unde vrei tu să apară, la mijlocul taskbarului sau unde vrei tu și eu zic arată destul de bine, e destul de interesant, eu folosesc asta, v-am zis, și pe sistemul principal, chiar e destul de ok și e un truc interesant pe care chiar vi-l recomand să folosiți pentru că îți face Windows-ul să arate un pic mai bine față de cum arată el by default. Here's how to make a computer faster in 10 seconds. Go to settings, then click on system, then power and sleep. Want to do that on the right side? Choose additional power settings. On most machines it's hidden. Click on the drop down and choose this option. And if you don't have it, I've got a YouTube video that shows how to get it. Da, și trucul ăsta e foarte, foarte ok și sunt de acord cu el, într-adevăr poate să-ți mărească performanța. Hai să facem și noi, mergem în settings, ne ducem la sistem, bineînțeles, ne ducem aici la power and sleep și additional power settings, bineînțeles, ne apare vechiul control panel și dacă dăm pe show additional plans, ar trebui să apară, bineînțeles, eu sunt pe o mașină virtuală, deci o să am planuri limitate, însă dacă nu aveți ultimate performance, setați măcar high performance și bineînțeles mergeți la change plans și debifați aici să nu se mai stingă ecranul după un anumit interval de minute. Și într-adevăr chestia asta ajută la îmbunătățirea performanței, dar PC-ul va folosi și mai multă energie, asta e clar. Deci nu înseamnă neapărat că o să simțiți o diferență foarte mare la factura de curent sau ceva de genul ăsta, însă va folosi semnificativ o energie mai mare, mai mult curent electric pentru a alimenta componentele. Bun, ăsta e un truc foarte interesant, nu știam de treaba asta în Windows, hai să vedem dacă putem găsi și noi chestia asta. Intrăm în Disk PC, în Local Disk C, în Windows și în System 32. Avem și noi aici System 32 și hai să căutăm și noi aici Bubbles să vedem dacă găsim chestia aia, nu știu exact ce versiune de Windows folosește el și ia uite. O găsim și noi, el a copiat-o pe desktop, hai să o copiem și noi, să facem exact trucul pe care îl facem și hai să dăm dublu click pe chestia asta, ok. Ok, deci e un fel de screen saver, nu trebuie să miști mouse-ul. Când ai mișcat mouse-ul, s-au dus aceste bule, să le zic așa, deci e un fel de screen saver. E foarte interesant,
Cei drept, nu știam că există un executabil în Windows cu care poți rula acest screensaver. Asta chiar e foarte interesant, ce pot să zic. Și efectiv îți poți lăsa sistemul așa în momentul în care pleci de ele sau ceva de genul ăsta. Ideea e că în Windows 7 știam de treaba asta, că poți seta un screensaver, dar nu știam că și în Windows 10 există executabil cu un fel de screensaver de genul ăsta. Și arată foarte bine. Bineînțeles, cred că consumă puține resurse, mai ales placa video acolo, cred că e un pic folosită. Zic asta pentru cei care aveți sistem un pic mai slăbuțe, dar nu cred că ar trebui să fie neapărat o problemă treaba asta. Eu zic că e destul de interesant oricum. Puteți să încercați dacă vreți pe sistemele voastre. Și bineînțeles, mișcați mouse-ul și se duce efectul. Here's a Windows trick you didn't know about. Right-click your start menu and click run. Then type shell colon send to. When done, press OK. By the way, please follow if you want to see more. In the folder that opens up, scroll down and find a folder you commonly use and drag it in there. Now when you right-click on any file, you can quickly send it to that folder. Ok. Și ăsta e un truc foarte interesant la care nu m-am gândit, oricum nu-l știam, dar poate să fie foarte util. Adică știți și în momentul în care dai click pe un fișier în Windows și dai Send To, ai și mai multe opțiuni. Ideea e că poți să adaugi în acest meniu mai multe opțiuni. Folosind Windows și Run pe tastatură, scrie aici Shell 2. Send To, apeși Enter și îți apare practic aici meniul din Windows unde sunt practic toate acele chestii din Send To. Ok? Uite, hai să punem de exemplu This PC aici. Uitați, și o să ne trimită în This PC, nu știu exact unde ni-l trimite, dacă îl trimitem în This PC, dar nu, hai de exemplu, uite, să facem un shortcut pentru o partiție, da, să ștergem This PC-ul. Avem shortcut pentru partiția C și efectiv poți să pui aici, cred că un shortcut chiar și de la un folder din Windows-ul tău și îți trimite practic acolo un fișier. Uite, de exemplu, o să trimit acest sample, dau click dreapta, Send To, îi dau local disk C. Continue, o să înceară user account control-ul permisiunea pentru că e partiția C și dacă mă duc acum în partiția C ar trebui să fie trimis aici acest fișier. Da, e foarte interesant trucul ăsta. Mulțumim creatorului de conținut de pe TikTok care a share-uit acest truc. E foarte interesant, chiar nu m-am gândit la chestia asta, într-adevăr, e un truc foarte bun pentru productivitate. Oricum, o să apară pe ecran toate numele creatorilor care fac asta pe TikTok și ar trebui să fie o problemă. How to speed up your internet absolutely free. Go to your Windows search bar and type in CMD. At the top, right-click on this and click on Run as Administrator. In here, type ipconfig/flushdns. Then press Enter on your keyboard. If you got this message, good. Follow if you want to see more tips. Într-adevăr, și ăsta e un truc destul de bun. Sunt de acord cu el, însă e clar că nu o să-ți mărească cine știe cum viteza de internet. Ca să înțelegeți și voi puțin cum stă treaba, e bine, tot timpul când intri pe internet, accesezi site-uri, DNS-ul salvează anumite cache-uri. E bine, aceste cache-uri pot fi golite pentru a face conexiunea puțin mai rapidă, folosind acea comandă. Da? Deci intrăm în CMD, tot timpul vă recomand când rulați comenzi în CMD, deschideți-l ca administrator, click dreapta Run as Administrator și ies la User Account Control și bineînțeles aici ipconfig/flushdns și Enter. Și vedeți aici, successfully flushed the DNS resolver cache și asta chiar poate să ajute în anumite situații la mărirea vitezei de internet. Nu o să vă mărească foarte mult viteza de internet, adică nu faceți speed testuri sau ceva, am văzut că băiatul a făcut și ceva speed test, nu cred că se văd diferențe la speed test când faci chestia asta, dar poate să ajute în anumite situații. Da, și de ce nu, merită încercat, când vezi că îți merge extrem de greu internetul, poți face chestia asta și poate să ajute, v-am zis, în anumite situații. Here's how to free up space in your computer by uninstalling unused apps. Go to your search bar and type control panel, then click on control panel. Click on uninstall a program. Right click on a header, then click on more. Choose these two options and press OK. Click this twice and uninstall. Bun, băiatul ăsta arată aici un truc care, sincer, nu e truc, e ceva ce toată lumea știe. Dacă intri în control panel și selectezi large icons și te duci la programs and features, clar găsești programele pe care le-ai instalate. Și bineînțeles că dacă dai click dreapta aici, poți să dai pe more și să selectezi ce detalii să-ți apară aici. Însă, eu nu vă recomand, și v-am mai zis, nu vă recomand să dezinstalați programe folosind acest control panel. De ce? Pentru că o să vă rămână o grămadă de fișiere reziduale. Băiatul ăsta din TikTok prezintă cum să faci jos de mai mult spațiu pe partiția C, însă inevitabil dezinstalând programe în felul ăsta, nu vei fi foarte eficient pentru că dezinstalezi programul, dar rămân anumite fișiere reziduale în temp, în updata, în local data și așa mai departe. Sunt fișiere și registri care rămân salvați și ocupă spațiu. De asta eu vă recomand să folosiți programe precum Revo Uninstaller dacă vreți să dezinstalați un program. Eu zic că e mult mai ok decât să folosiți metoda asta clasică. Sunt multe programe, Revo Uninstaller, mi se pare că și cei de la Yobit au ceva program, dar eu personal folosesc Revo Uninstaller și pe sistemul meu principal și pe acela vi-l recomand și eu. Here are Windows PC shortcuts I guarantee you to know. When you open your start menu, press Control and the Up key. That's going to increase the size of your start menu.
And conversely, you can press Control and the down key to decrease the size of your start menu. Number two, one of my favorites when it comes to productivity. Let's say you have a bunch of windows open. Press Windows D to reveal your desktop. You can press it again to bring the windows back. Very quick and easy. And finally, number three, very useful for browsing. Let's say you close a browser window on accident. Want to bring it back? No problem. Press Control, Shift and T. And it's... Ok, interesant ce prezintă și băiatul ăsta, partea cu startul, nu știam, ia zi dacă funcționează și pe sistemul nostru, funcționează aparent, însă vedeți că avem o limită, când ajungem la limita de sus nu putem să mergem mai sus, control și săgeată sus, săgeată jos, foarte interesant, de asemenea Windows și D când vrei să vezi desktopul, da, asta știam, asta am mai și folosit în trecut, însă nu mi s-a părut chiar atât de utilă, nu știu, n-am folosit-o foarte mult ca să zic că ar fi foarte utilă. Și de asemenea chestia cu browserul, într-adevăr e foarte utilă, o folosesc și eu de foarte multe ori, mai ales când ai multe taburi deschise în browser, se poate întâmpla să închizi din greșeală un tab pe care nu voiai să-l închizi, de exemplu și pe canalurile gratuite și l-ai închis din greșeală. Ți-ai dat seama că n-ai vrut să faci treaba asta, control shift și îl redeschizi fără nicio problemă. Salut prieteni și bine! Ok, aplicația asta chiar sună interesant, haideți să o căutăm și noi în store, se numește WinDynamic Desktop, ok, hai să vedem, WinDynamic Desktop, ia uite-o, hai să o instalăm și noi, deci aparent băiatul ăsta ne spune că ne modifică wallpaper-ul dintr-o librărie destul de mare pe care o au ei pe parcursul zilei, în funcție de ora la care folosești PC-ul, mă gândesc, deci asta sună chiar destul de interesant. Bineînțeles că aplicații de genul ăsta consumă resurse, vă avertizez, deci dacă le folosiți, aveți grijă că vor folosi și resurse, dacă aveți sisteme mai slăbuțe, o să simțiți cumva că aplicația rulează. Și după ce instalăm aplicația, trebuie să ne punem aici locația ca să determine dacă e dimineață sau seară, gen răsărit sau apus. Deci hai să punem aici locația Romania, de exemplu, sau nu, hai să punem Bucharest ca să ne poată găsi așa și dăm OK. Și uitați, vedem aici exact sunrise. Da, e OK, bine, nu vă uitați aici la mine pentru că eu am orele inversate. Am AM și PM-ul inversate, dar în cazul vostru verificați să fie totul ok și dați click pe Yes. Și acum putem seta noi ce wallpaper vrem. De exemplu ăsta, îi dăm click pe Download, se va descărca wallpaper-ul. Vedeți aici diferența între zi cumva și seară. E foarte bine, poate să fie util pentru că dăm și pe Apply și ne-a aplicat wallpaper-ul. Foarte, foarte tare. Și după cum vedeți, aici putem vedea toate versiunile wallpaper-ului. Avem aceasta, 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 aceasta. Și noaptea. Wow, chiar e foarte, foarte tare aplicația asta. Deci chiar e trucul meu favorit pe care l-am găsit în acest video. Chiar mi se pare foarte tare aplicația. Nu știu acum câte resurse folosește, însă probabil că folosește ceva resurse. Dar într-adevăr, aplicația e extrem de tare. Chiar vă recomand să o încercați pentru că e super, super. Și chiar cred că ajută cu ochii. Când stai la calculator, mai ales noaptea, e bine să nu ai chestii foarte luminoase, foarte multă lumină care să îți afecteze ochii în timp și chiar să ai așa un astfel de wallpaper care se schimbă în funcție de perioada zilei, chiar e foarte, foarte tare. Deci, shout-out băiatului acesta care a prezentat acest truc, foarte, foarte tare. Ok, același băiat ne mai prezintă o aplicație care se numește Desktop Digital Clock. E foarte interesant, eu le testez acum, însă vă avertizez din nou, nu vă recomand să instalați toate aplicațiile astea, să le aveți pe sistemul vostru dacă aveți sisteme mai slabe, pentru că aplicațiile astea consumă resurse. Mai ales din ce știu din experiența mea cu Windows 10, mai ales aplicațiile astea de pe store consumă mai multe resurse decât de obicei, decât o aplicație normală. De ce? Pentru că sunt de la Microsoft, sunt pe store-ul Microsoft și știți cum e Microsoft. Colectează o grămadă de informații despre user, tot timpul încearcă să fie foarte connected cu userul și din cauza asta veți putea observa performanțe scăzute dacă aveți sisteme mai slabe. Și bun, hai să încercăm și noi aici, uite, de exemplu, asta e singurul clock gratis, dacă îl punem pe desktop o să ne apară așa pe desktop. Wow, ce fain! Chiar arată super! Se integrează foarte interesant și cu wallpaper-ul nostru, chiar arată foarte bine. Văd că celelalte de mai jos sunt în varianta Pro, deci asta nu ne interesează, dar da, e și asta o aplicație destul de interesantă, dacă mă întrebați pe mine, chiar e o aplicație destul de faină. Students, open your practice test on your computer. On your keyboard, press Windows, Control, and D. That'll open up a new virtual desktop. You can now open your practice test answers here.
easily switch between them with a four-finger swipe, and finally learn Windows shortcuts. I've got a full PDF guide at the link in my bio. Da, bă, Sign Truck foarte bun pentru elevi, pentru studenți, l-am folosit și eu, e foarte, foarte bun. Creezi un nou virtual desktop, dai click aici pe Task View sau pe Windows și Tab dacă n-ai butonul ăsta aici cumva și dai aici sus pe New Desktop și îți creezi un nou desktop virtual și hai să vă arăt care e faza. De exemplu, pe desktopul ăsta deschid Edge-ul și apoi cu Windows Tab mă duc pe celălalt desktop și aici o să deschid Explorer-ul, da? Și cu control Windows și săgeată stânga-dreapta pot da switch între desktopuri și vedeți că pe un desktop am deschis Edge-ul, pe celălalt desktop am deschis Explorer-ul. Asta poate să fie util, într-adevăr puteți avea desktopuri diferite, nu știu care e limita, cred că puteți avea până pe la 5-6 desktopuri sau poate chiar nu există limită, cine știe, da, nu văd că n-ar fi nicio limită. Cumva puteți să deschideți la infinit. Dar oricum nu vă recomand să deschideți multe pentru că automat cu cât deschideți mai multe și deschideți mai multe aplicații, vă va consuma mai mult din resurse în mod normal. Ok, trucul ăsta pe care l-a prestat băiatul ăsta e cam useless, nu e niciun truc de fapt. El zice că practic dacă intri în Task Manager și vezi că ai discul folosit 100%, te uiți ce aplicație îl folosește și o închizi. Nu funcționează așa treaba, pentru că poate aplicația pe care o folosești e browserul și ai nevoie să o folosești. Chestia cu discul folosit 100% e o problemă foarte des întâlnită pe Windows 10. Deci eroarea asta cu discul folosit 100% apare în special pe sistemele unde persoana respectivă are doar un hard disk, nu are un SSD. Practic Windows 10 nu e optimizat absolut deloc pentru hard diskuri, deci de asta dacă aveți probleme de genul ăsta și chiar aveți un sistem care se mișcă greu, laptopuri, vă recomand să vă luați un SSD. Un SSD de 260, cred că în zilele noastre îl găsiți până în 250 de lei și un SSD decent, destul de bun și veți avea o performanță mult mai bună și automat veți scăpa și de problema asta. Bineînțeles că pot fi și alte cauze, cea mai des întâlnită cauză practic pentru discul folosit 100%, asta este persoanele care nu au SSD. Dacă aveți problema asta și dacă aveți un sistem care se mișcă greu, vă recomand să vă luați un SSD mai mult decât să vă luați mai multe memorie RAM, de exemplu. Un SSD, vă zic eu, o să facă mult mai mare diferență față de, nu știu, 4 GB RAM în plus. Luați-vă SSD și veți vedea o diferență enormă. Da, ăsta e un truc foarte bun, chiar vă recomand să-l faceți și voi, practic să intrați în procent temp procent, vă duce în fișierele temporare, vă ziceam că dacă dezinstalați aplicații din control panel, automat o să rămână fișiere reziduale pe care nu le-ați dori acolo și multe dintre ele rămân și aici, deci vă recomand să le ștergeți de aici. Dacă vă apare eroarea asta și vă spune file in use, dați skip, înseamnă că fișierele respective sunt folosite în momentul de față, da? Deci nu le ștergeți pe astea, asta eventual le veți putea șterge după un restart, cel mai probabil. Da, deci cam ăsta a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, din nou shout-out la toți cei care au făcut acele clipuri pe TikTok, majoritatea dintre ei au prezentat chestii foarte interesante și utile, trucuri Windows chiar utile, au fost și câțiva care cumva au postat doar așa ca să posteze din ce am văzut eu, însă, per total, vedeți și voi că pe TikTok se pot găsi și chestii utile, dar, ca de obicei, pe internet trebuie să fii atent, trebuie să filtrezi, trebuie să știi ce să iei de bun și ce nu. Eu mi-am spus părerea personală despre ceea ce am văzut în acest video și sper să vă ajute și pe voi pe mai departe. Dacă vă place tipul ăsta de video și vreți să mai facem un al doilea episod, puteți să-mi spuneți în comentarii dacă facem 5 videouri la clipul ăsta, mai facem încă un episod din seria asta. Deci cam ăsta a fost clipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, încă o dată vă zic, buton de like, buton de subscribe, clopoțelul ca să fiți la curent când vom mai posta astfel de clipuri. Eu am fost Amy, vă sus pe canalul Turele Gratuite. Până data viitoare, eu zic la revedere!